cartierul general al lui Picioruș. După cum vedeți, inamicul s-a întins în toată zona estică a orașului. Aici, aici și aici. Sunt foarte îngrijorată, doamnă Picioruș. De ce, Quadriceps? Poziția lor indică faptul că așteaptă întăriri. Nu vom permite asta! Trebuie să-i oprim acum! Cum, capitane Picior Gros? Așa, gambă, dăm pixul ăla. Inamicul și-a concentrat resursele ca să-și fortifice partea superioară a centrului de comandă, lăsând fundația vulnerabilă. Noi, picioarele, trebuie să trecem de linia asta și să ne întoarcem. Atunci ne vom flexa mușchii. Da! Ce tot spui, un asalt frontal? Îmi place, nu vor ști ce i-a lovit. Bun, să începem. La 3, 1, 2, 3, picioare! Aici punem piciorul în prag și facem o genoflexiune cu genunchii la 90 de grade. Stați! Stați! Nu vă mișcați! Bună echipă! Picioare! Prinsoarea! Lovitura! Gleznul gambă! Asta da, gleznul gambă? Da! Capitane Picior Gros! Nu reușesc! Două picioare mai trebuie! Adică 4, Raven! 6! 8! 10! Așa se folosesc mușchii la maxim! Am reușit! Am salvat pământul! Așadar, am ajuns aici. Eu sunt Katana! Misiunea mea e să pedepsesc răufăcători pentru faptele lor. Asta face un erou. Te înșeli în privința asta. Eroii nu pedepsesc, ei protejează inocenții. Dă-mi acum sabia ta ca să-i eliberez pe cei dinăuntru. Vrei sabia mea? Vino și ia-o. O inimă bună și de aceea nu-ți voi lua sufletul. Dar dă-te bătută. Nu mă poți învinge. Posibil. Dar nu-mi voi lăsa prietenele să rămână prinse în sabia ta. Nu înțelegi. Dacă eliberezi un suflet, le eliberezi pe toate. Nu poți elibera sufletele prietenelor tale fără să eliberezi sute de răufăcători. Și nu pot permite asta. Am mai cunoscut eroi ca tine. Metodele tale sunt slabe și îi lasă pe cei răi să se reîntoarcă. Metodele mele chiar funcționează. Privește acest tâlhar. O singură lovitură și nu va mai fura niciodată. Stop! Nu poți face asta! Implor pentru sufletul unui criminal? Nu sufletul lui, al tău! Dacă vei fi judecător, jurat și călău, vei fi la fel ca răufăcătorii pe care îi pedepsești. Nu! Diana! E timpul să folosesc ce am învățat la curs. Ascultă-mă! Ce înseamnă asta? Dezleagă-mă acum! Nu! Nu până nu-mi explici de ce furi plăcinte din hambar! Da, nu ai înțelege. Da, nici familia mea nu a înțeles. Când eram mic, adoram plăcinta. Într-o zi economisisem suficient să-mi cumpăr una. Am adus-o acasă, dar familia n-a fost de acord. Singurul mod în care puteam deveni un erou era să distrug tot ceea ce iubeam. Din ziua aceea, am promis să nu mai mănânc altă plăcintă. Crezi că povestea asta tristă te va scăpa de probleme? Detest să întrerup amintirea tragică, dar monstrul ăla e din nou la plăcinte. Ah, din nou? Dezleagă-mă, Major Claps! Pot ajuta? Scuze, Mao! Nu am încredere în tine! Hai, Dorabet! Bine! Hai, direci! Scoate capul de acolo! De ce crește? Se pare că și el e în sevraj! Oh! Hei, dezlegați-mă! No! Sunt liber! Ha! Stai și înghite, bestie! Ce? Plăcinta? Nu, n-ar trebui. Doar puțin nu strică. No! Mama! Nu! Am stromul de aici! Da, desigur, plăcinta nu poate fi feliată. E deja amestecată. E atât de bună, no. Suntem doar noi doi acum. Și n-ai cum să ieși. La o parte iluzie gustoasă. Mama, cu cine vorbești acolo? Da, cu nimeni. Trebuie să scrie ceva în cod. Dai! Bine, uite, dacă ai terminat, avem nevoie de ajutor. Suntem doar noi doi aici. Nimeni nu va ști dacă guști puțin. Păi știu eu. Dacă nu vrei să mă mănânci, te mănânc eu! Nu, nu pot! Nu vreau! Nu mă voi mai minți! Ajunge! Dar e împotriva codului familiei! Al familiei mele! Nu al meu! Adorabă, ține-mă, mi-e frică! Mama! Am reușit! Am mâncat toată plăcinta! A fost așa bună! Ce se întâmplă astăzi? Mama, în sfârșit! Își trăiește adevărul! Poftim! E adevărul meu! Puterea de a fi eu cu adevărat! Rușine! 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 Mai tăceți odată! E chiar foarte bună! Sunt un erou și mănânc placinta! De acum încolo poți face așa? Eu nu mai vreau să fac nimic. No, Major Claps. A fost concentrarea unor ani întregi de înfrânarea dorinței. Dar nu contează. Am fost așa absorbit de codul familiei mele încât am uitat prima regulă a eroilor. Fii sincer cu tine. Da, cred că iau plăcinta acum, fermierule. Sigur, poftim. Acum poți lua tot ce a mai rămas pe aici. Mulțumesc, prietene. Te detest.